Pare că nu se mai termină telenovela clădirii lui moșul Doroftei, Leonardo Doroftei, care ploieștenii știu deja, nu mai este niciun secret, a avut unul dintre cele mai căutate, populate și vizitate pub-uri din oraș, în clădirea fostului cinematograf principal al orașului, cum îi zicea, nici nu mai știu cum se numea. Cinematograf Unirea. Cinemascop, parcă așa îi spunea. Nu era Unirea, era Scop. Mă rog, a mers clădirea mai departe în conștiința ploieștenilor prin investițiile pe care Doroftei le-a făcut și a rămas în atenția publicului, bineînțeles, doar că problemele au început în momentul în care primăria a început să-i facă șicane, să spună că acea clădire este catalogată cu risc seismic și trebuie evacuată. A urmat o mulțime de procese, de situații, a luat un alt sediu undeva pe lângă stadion și acolo sunt probleme. Mă rog, cert este că până acum a băgat sute de mii de euro și nu a recuperat nimic și vorbim despre un campion al nostru care ne-a făcut cinste și care în orice altă țară civilizată cred că ar fi beneficiat de foarte multe avantaje din partea statului, ca să nu mai vorbim de facilități și o viață liniștită până la bătrâneți. Vorbim despre toate aceste lucruri cu Leonardo Doroftei, care vine împreună cu soția sa, Monica. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Dar Româna, bună seara, bine ați revenit. Mi-era dor de voi, n-ați mai venit n-ați mai venit de ceva vreme pe aici, cred că de vreun an. Am fost cu copiii ultima oară. Exact. Da. Cam un an, nu? Că eram în formula băieții, asta, da. De aici. Ne-am într-o perioadă mai liniștită acum. Ce fac copiii? Sunt în continuare în țară? Trebuiau să plece? Nu, Adi este în Canada. E în Canada, nu? Da. A plecat din nou. A plecat din nou. Așa e normal, ca orice mamă care rămâne cumva singurică acasă după ce a avut casa plină de... Cu toate că e mare, știi? Ar trebui să mă pregătesc, să fiu pregătită, dar uite că niciodată nu ești pregătit să plece copilul de acasă. Poate mai faceți unul mic să vă ocupe în perioada asta. Nu. Hai, moșule, că arăți bine. Ai slăbit? Cât ai slăbit? Băi, alo? Da. Cât ai slăbit? A slăbit, să știi, eu îl controlez. A slăbit 8 kg. Nu-i place să vorbească de perioada asta a vieții lui. Lăsați-l în pace. A fost o traumă de 8 kg, se înțelege. Îmi place cum gândește, bravo. Serios, da, nu, niciun... De ce mă, de obicei, când îi spui unui bărbat că a slăbit toată lumea, tot bărbatul iau ca un compliment, nu? El s-a opus, înțelegi? N-ai vrut? Gras și frumos, singur la nevastă, păi așa se spune, păi, poveste. Da. Singur la adevăr că da. Eu știam cu grasă și frumoasă și era pe vremea lui mama. Nu știi pe asta? Nu? Nu. Ce se întâmplă până la urmă? N-ați reușit să îi dați de capăt cu... Nici despre cu pub-ul, ce? Că sunt multe de vorbit. Despre ce de... Păi hai să o luăm așa, cu ăla care a făcut istorie, pub-ul din centru. Păi pub-ul din centru... Te-ai trezit că e într-o... Prima constatare s-a făcut în 1996. Dar pe noi ne-au anunțat anul trecut. În 2005 mi-au dat mie pub-ul printr-un contract în care mi s-a impus să investesc o anumită sumă de bani în pub, lucruri pe care le-am făcut cât? De 10 ori mai mult. Vreo 300 de mii ai băgat, nu? Sau cât? Nu, n-am băgat așa de mult, n-am băgat mult. Dar am băgat bani serioși de-a lungul anilor, asta e clar. De-a lungul timpului mă gândeam. Sunt banii mei munciți, bani curați, bani la care am plătit o dată taxe, 52% am plătit taxe. Deci eu dacă am avut 1 milion în bancă și am scos banii din bancă, am pierdut 52% din bani. Asta spuneam, că în orice țară civilizată, un campion de valoarea ta poate că ar fi avut parte de o grămadă de facilități, de ajutor, de orice, bun, doar, ca, da, să, nu, doar ai... ca să rămână în țara respectivă și să... Ești ploieștean, știi cum vorbesc ploieștenii? Domnule, nu ți-a dat, ai primit. Eu iubesc, sunt oameni, pentru ei m-am întors acasă. Eu n-am auzit, să știi că n-am auzit. Nu, sunt oameni care spun că, domnule, n-ai primit, ți-a dat, ți-a ajunge, nu mă, ce mai vrei. Ideea e în felul următor, am primit un teren care nu este al meu, este al primăriei. Exact, păi n-ai primit. Am primit o afacere care
mi-au luat-o la prima strigare. Exact. Bun. La care ai plătit chirie, în care ai investit. Asta e o judecată tâmpită de oameni tâmpiți. Păi dacă ești o valoare, normal că îți dă. Păi, care e diferența între unul care nu face nimic și unul care reprezintă țara sau e o valoare? Și nu i s-a dat, Serghei, foarte mult. Adică ce i s-a dat? I s-a dat praful după tot. Ai văzut că le dă, le fac și statuile în Los Angeles, că le fac. Hai mă, despre ce vorbim? Sunt un fel de... Singurul meu beneficiu în orașul Ploiești, pe care eu l-am la ora actuală, este că poartă numele sala. Nu? Păi da, dar nu m-a întrebat nimeni dacă vreau lucrul ăsta. Păi ți s-a dat. Nici dacă vreau să port numele o stradă, nici dacă vreau să port numele ceva. Singurul meu beneficiu în orașul Ploiești, la ora actuală, după ce am primit cheia orașului, după ce mi s-a dat oferit titlul de cetățean de onoare, este că pot circula pe autobuz fără bilet. Asta e bună, da? Da, adică n-aveți... Am spus lucrul ăsta din tot sufletul, pentru că ca ploieșenii să nu mai avem impresia sau să... fie invidios să creadă că am primit foarte mult și mi s-a oferit foarte mult. Nu mai eu, stau foarte eu mult am oferit, în ploie, dar n-am auzit pe nimeni să vorbească. Eu am oferit de din munca mea, uite, adică spun eu, pentru că de rău e chiar... sunt care vorbesc. Oamenii sunt răi, indiferent de locul. Poate n-au fost informați, nu, eu nu vreau să-i fac nici invidios, nici răi, pentru că trăiesc cu ei, sunt oameni buni, sunt oameni calzi, dar probabil au fost greșit informați. Asta spun. Pentru asta spun din suflet. Ce mi se pare absolut dubios, dar mă rog, până la urmă, dacă e să o iei pe litera legii, să zicem că primăria are dreptate. Dom'le, n-ai voie să funcționezi. Da, n-a spus nimeni, dar n-a spus nimeni. Uite-te ce se întâmplă în centru vechi. Uite-te în București, în centru vechi. De ce nu face primăria? Stai puțin. Băi, renovează-ți-l, fă-ți-l și dă-mi-l, nu? Serghei, dar uite-te la centru vechi, care la cutremur să dărâmă tot. Am înțeles că se dărâmă tot și am înțeles că le-a aprobat acum la toți, că le sistațele la un moment dat, să deschidă și toți au deschis. Dar nu există un semn de întrebare. Dar... e vreun spațiu gol în centru vechi? Niciodată. După ce dai numele unei străzi, după ce dai numele unei clădiri, îl faci cetățean de onoare, dai cheia orașului, bla 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 și multe alte activități. Credeți că nu meritam să fiu chemat la o discuție? A, nu, ce mi se pare aberant sau este că ție ți-au dat, sau vouă v-au dat spațiu, fără să vă spună care probleme, nu? Corect, corect, și știau de? Despre lor. Pentru că era făcută... proprietatea ta sau lor? Nu, lor, e proprietatea primăriei, închiriat. Nu, Serghei, deci le-au dat un spațiu. Au zis, uite, trebuie să investești în spațiul ăsta. Bun. Ei au investit, dar ei știau, ăștia care au dat spațiu, știau că este cu bulină. Dar haideți să spun ceva. I-au lăsat să investească și după aia au zis, păi stai, domne, care bulină. Dar după lege dată, tot așa, de boc, anticipat, m-a luat și mi-au luat un miliard din bancă, taxă pe clădire. Deci tu, practic, după atâția ani de funcționare... Taxă pe clădire. Că avem clădirea... S-a dat o lege cu taxă. Dar deasupra ta stau oameni? Da. Păi și acum stau. Sunt 6 etaje. Păi și acum stau, eu nu mor la cutremur. Numai tu mor jos. Nu mai mor. Au zis că persoanele care au apartamentele e posibil să fie proprietar. Să fie proprietar, nu sunt ai primărie și nu mai plătesc la primărie. Adică poate să moară că sunt proprietar. Bun, asta s-a încheiat. Am încheiat și am înțeles și primarul și viceprimarul. Am vorbit. Da, să zicem că el respectă legea. S-au înțeles. Nu, și respect legea, nu e problemă. Tocmai faptul că am câștigat procesul. Am câștigat procesul cu primăria, pentru că nu a fost. Și care a fost rezoluția? Să ți se pună la dispoziție altceva, nu? Nu, n-a fost. Dar ce? Nu. Am câștigat procesul cu primăria. Păi da, odată câștigat, clădirea rămâne cu risc. Dar nu o să-mi dau autorizație de funcționare. Pentru că în continuare... Adică am câștigat, dar am crezut că n-ai știut. Cu timp păi nu, probabil că ai câștigat pe baza faptului că n-ai fost informat. Sunt câștigătorul unui los necâștigător. Dacă ai câștigat procesul, înseamnă că îți dă drumul la activitate. Păi n-are voie, Serghei. Păi de ce mai câștigat procesul? Păi pentru că n-a fost informat când a preluat spațiu. Acel spațiu era cu risc seismic. Primăria nu i-a spus. A zis, uite, îți dăm spațiul ăsta, investește în el. A investit, după aia a venit și a spus, domnule, are risc seismic. Păi deci nu mi-ai zis înainte, că tu știai de 10 ani înainte, da? L-a dat în judecată, a câștigat, dar primăria, clădirea, nu și-a rezolvat problema seismică odată cu câștigarea. Păi asta zic, ce a câștigat? Trebuia să câștige un alt spațiu în locul ăluia. Sau o despăgubire, sau habar n-am. Părerea mea este că orice primărie sau orice primar deștept, când ai o valoare în oraș care să fie un exemplu pentru copii, să aducă plus valoare, pentru asta îl chem, stai de vorbă cu el și găsește o soluție, mă. Deci tu ai funcționat între timp, după ce a luat amploare, după ce a luat amploare problema asta, nebunia. S-au rezolvat lucrurile, am fost la discuție, am intrat într-o licitație unde am plătesc o chirie la un nou spațiu. Ăla de la am primit un alt spațiu în care să de am la primit. Stadion.
de da, lângă stadion. Mi s-a oferit posibilitatea de a funcționa acolo. Cu toate că este un loc mort și trebuie să-i dau viață. Da, de pentru cei care nu sunt în ploie, nu știu, și una este că toată investiția care a băgat-o aici, care să pierde, înțelegi? Toată investiția mea este pe apa sâmbetei. Și plus că ți-ai făcut un vat, ți-ai făcut o chestie, adică omul s-a obișnuit să vină într-un loc. Da, ăla-i central. Sunt 11 ani de schimbiul ăsta, sunt 11 ani de muncă. Poate ai trecut pe Ploiești. Foarte mulți dintre telespectatorii care se uită la noi sunt din alte zone. El avea în mijlocul orașului. Bă, n-avea cum să nu-l vezi. Doroftei Pub este în mijlocul unde era Cinemascopul, în mijlocul orașului vis-a-vis de parcul central, de Casa Albă, aproape vis-a-vis. I-au dat undeva la stadion, mă rog, nu e chiar la capătul lumii, dar într-o cu totul altă zonă stadionul, e la vreo 3 km distanță de centru, să zic așa. Trezește-te, nu e, sunt de un kilometru. Un kilometru, poftim, deci nu foarte mult, dar da, am zis, am luat la maxim distanța așa. Tu mergi mult pe jos, am înțeles. Da, exact. Da. Oricum, un kilometru, dar nu e vadul ăla. 3 km ai ieșit din oraș. E, nu e chiar așa, nu. 3 km de-abia ajung în Dorobanți, la tine, unde te-ai născut. Nu, vreau să spun că nu e vadul din centru. Nu circulă nimeni pe lângă stadion, decât când sunt meciuri. Bun, sunt meciurile de fotbal. Păi da, sunt odată la 2 săptămâni, nu? În care nu poți să vând nimic. Că n-ai voie să vinzi alcool. Să vinzi alcool. Să vând alcool, da, la meciul nou. Deci o bătaie de joc. În perioada în care tu ai activat în Doroftei Pub, câți ani? 10 ani? 11 ani. Adunat așa, dacă îți faci un calcul, ai ieșit pe profit sau pe pierdere? Nu, am avut o perioadă în care pot să spun că am fost printre vârfuri și chiar am primit înștiințare de la finanțe că sunt numărul 1. Plăteam taxe super bine. Plăteam cele mai multe taxe. Și da? Eram ok. După care, ca orice afacere, începe și... Da, per total, ai fost pe măcar să zici, domne, am funcționat 11 ani, dar am ieșit pe un profit. Niciodată n-am scos banii. Nu ți-ai scos banii? Nu. A fost... Să bagi bani tot timpul, domnule. Știu. Nu poți să lași. A fost o investiție, am avut un contract pe 25 de ani. Investești pentru că te gândești că de acolo o să ieși la pensie, probabil. De ce te-am întrebat? Cel puțin astea au fost gândurile mele. E o afacere de care m-am ocupat, o restul vieții mele, am afacerea mea și învăț de treaba mea. Și am văzut că veneai, da, vorbeai cu lumea, comunicai, era chiar îmi place, nu, chiar îmi place ceea ce fac și sunt între oameni, sunt cu oamenii.